Lasă plângă, ia să vedem. Nu. Ia să vedem dacă poate să plângă. Pleci. Nu. Ia ne lasă de dacă plânge. Păi plânge, uite-l. Mamă, nu-mi zăboante. Uite ce vezi. Mă ia dracu aici. Asta mă face în spital. De data aceasta, într-un loc mult mai special. În lumea de sub cupola circului. Nu! Nu, deci nu vreau niciun leu. Periplul emisiunii noastre ne va purta prin lumea unui circ de prestigiu care, pentru moment, își are caravana pe meleaguri mioritice. Aoleu, s-a cu piciorul. Stai, dragă, că-ți fac scări. Invitații vor fi puși în situații de viață extraordinare, trebuind să ducă la bun sfârșit activități extreme în condiții grele. La final vor fi declarați câștigătorii, iar sumele colectate vor fi donate în scop umanitar unui artist de circ cu destin mai puțin fericit. Florian Cârpaci. Prin urmare, coborâm cuștile, introducem în arenă vedetele și lăsăm să înceapă circul de la serviți, vă rog! Alei, hop! Ce faci? Ce? Iar ai început cu mereu? De ce mereu? Pentru ce mereu? De ce l-ai adus aici? Cum adică? A, cum adică? Te rog, de ce l-ai adus? Niciun mereu, hai. Cum se ce dosul? Îți iei pălărie și vii cu mine acum aici. Da, hai. Hai. Loret, îi dădeai în baldachin cocktailuri. Pe mine mă pui la spălat. Las că te țin minte, neamărine. Sus. Stai. Încă o dată. Hai, sus. Pune acolo, bine. Tot ție, prelat asta, toate date jos. Tot, vine și cu morșeanu, dăm tot jos. Primul lucru trebuie să le dai jos toate. Dar un pic mai departe, ca să vă fie ușor când dăm cu mătura. A, și trebuie măturat. Măturat și la mă vine neneala și spune, uite, domnule, facem și le pune pachet ca să putem încărca ăsta. Hai să le dăm jos, gata. Erau afară 39 de grade la umbră. Mi-era foarte, foarte rău, nu mă simțeam nici foarte bine. Și Neamărin m-a pus pe mine și pe Moroșanu să descărcăm un camion plin de covoare, fiare, de uși stricate. Și, într-adevăr, eu am încercat să-l ajut pe săracul Moroșanu, dar, din păcate, nu am putut să ridic prea multe pentru că erau foarte, foarte grele și eu am probleme cu spatele. Cum să faci tu curatul, să ceri prelat asta ca la un... Zic că pregătești o nuntă, tu trebuie un șezlong să fie unsă cu ulei, cu fructe, unul gigolo, cu fructe lângă tine. Da, am venit la serviciu, mă rog. Să-ți facă vânt cu aia, cum o cheamă, dar astea fiind eunuci, nu cumva... cu gheață, cu halba. Așa că lasă furtunul și ai pășează om. Dacă ne prinde Neamărin, tu ții nu ele. Păi cum stai, păi mai tare, e bătrânul ăla ca tine? La picoale în ele. Hai, dă-le tu că ai forță. Mersi mult că m-a susținut moral. Să știi că paca mai mult putere că mi-ai spus lucrul ăsta, știi? Așa. Mi-a crescut forță din interior. Mamă, da. Vorbesc serios, acum sunt în stare să iau camionul să-ți fugă în spate cu el. Mai bem și noi cât o apă, că n-am făcut rău la nimeni, frate. Ce, Doamne, iartă, o facem noi? Să mai stăm și noi, frate. Mă duc după matură între timp, până le dai tu jos? Da, du-te după matură, Lore, dar să nu fii după jumătate oră. Peste o oră vin. Unde te duci? Să aduc matură, unde? Lasă, eu ți-aduc, ți-am spus că eu aduc, dau lui Cătălin, de Cătă pune pe cap, nu de joacă. Mai ia dracu aici. N-ai de ce, nu știu de te rost ajuns. Deci nu te grăbe, fii atent. Fier gros. Lasă aici. Că aduc eu om, tu dă toate prelatele jos, astea. Și la mă spune, ia pune-ți pe cap. Dar eu nu mai pot să stau acolo, sincer, Neamărine, mi-e rău. Nu știu, frate, trebuie să facem asta.
Bă, parcă făceam muncă de șantier, fără nicio slujbă, fără nicio spălare, să mor. Ia-le, du-te și le spală cu furtun, să nu știu ce să faci, le pui acolo. Bă, stați o leacă, acolo trebuie 5 oameni, 4 oameni, să cărăm, să mă ajute cineva. Era un moment dat că eram singur cu voile. Loret, săraca, au zis că îmi doare capul. Hai, Loret, hai, parcă ești în Africa. Parcă bă. Ce? Dacă vrei să pun un boss pe tine. Brenea Marine, e cald, ia să fii mata în locul meu aici sus și... Da, ce să spun, te-am pus doar să mături acolo. Vrei așa. Să mă negrezi de tot să nu mă mai vezi? Hai, lasă, că nu muri. Exact, te vede moarte, e reality show. Cum? Dacă te vede moarte, e reality show. Hai că n-au avut italieni ăștia de când s-au născut ei. Curat așa în mașina asta. Băi, când vine Diana acum... Dacă nu faci cu ea acolo, Jeane, mă supăr rău. I-am făcut. Zău, nu mai enervați. Să n-auzi că eu am rămas acolo și am spălat cu furtunul, dar nu mai... L-ai pus pe ăla, nu, l-ai pus să dea drumul la furtun și tu ai plecat. A venit omul după mine, i-a dat drumul la furtun și nu mai... Cum i-am făcut acolo? Uite așa, bine. Păi n-am nu mare presiune, cum vrei să dau sud, dacă n-are presiune, am zis că să stau, că să facă presiune, nu știu cum. Și asta unde? A plecat cu tine odată? N-a plecat, e aici. Fiecare facem, să știi. E... Faci tu așa să vezi tu ce te fac eu să mergi în cap aici. Dacă m-a prins, Nea Mărin! Jeane, veniți aici amândoi. Vino cu acea, Jeane. Nu știu ce vrea asta. Vreau să mă bagi în spital. Dacă totuși veni vorba de Nea Mărin, să știi că este un băiat extraordinar de bun, ne iubește, nu ne pune la treabă. Sincer, l-aș omoră. Deci om mai al dracu ca asta nu este. E un om rău pe pământ. N-am cum să spun că e bun. Tu ai plecat repede de aici. Uite și tu. E posibil așa ceva să lași? Uite. Îți place ție cum e? Nea Mărine, eu am dat cu șampon pe peste tot și ăsta cum îl cheamă? Jean venea să clătească. Dacă el n-a clătit și s-a întărit pe acolo. Să le arunci să pleci de aici. Te rog eu frumos, spune mâna și fă tot aici ce trebuie. Nu te juca cu mine că eu odată mi-e în fire. Vorbesc serios. Păi da, mă, Nea Mărine, dar eu mi-am făcut treaba la fel. Și ți-ai făcut treaba, mă, treaba. Păi normal că s-auzi că acum trebuie să faceți amândoi toată treaba. Unde ai fost tu acum? N-ai fost la mare? Ia furtunul și fă ce faci el și dă la jos și spală aici. Mă lua căldurile și transpirațiile și instant nu mai pot. Mi-e rău, frate, vă vezi eu. Dă-le jos, așa, da, ne-ai dat jos și grelis. Urcă-le iar. În timp ce măturam așa frumos cu o mare lene de la înălțimea aceea de unde eram eu cocoțat, am văzut frumos marea care se întindea și se vedea așa de frumos și toată lumea se dădea ba cu banana, ba cu schijetul și am zis, păi nu se poate să stau eu la o astfel de temperatură pe vremea asta să stau și să mătur. Hai mă, mă, stăm aici și ne pune Nea Mărin să... Of, parcă ești ca un drăgușor care îmi zice la ureche. Haide, hai, drăgușorule, hai! Hai că vine! Hai că vine, Hai pe acolo, pe spate, da, să da, hai. Uite, domnule! Nu vrei să ne ducem să ne dăm să ne schijet? E frică să nu mor. Ei, da. Cu banana nu vrei? Hai, banana! Hai! Uite unde e, cu ăla am plecat tot timpul, n-am făcut un... E cortul jos așa, e periculos pentru vânt. Da, și cine a plecat? Uite acolo. Ce e acolo? Unde e acolo? Mi se pare Loret. Nu e, mă, Loret e acolo, face treaba acolo. N-am avut timp să mai mă duc după ei, pentru că și dracu de Jean și cu Diana, tot felul de drăgii făceau aici. Nu știu, a fost ca o eliberare. Cu circul ăsta, vezi că se mucușa numai de rulote, peste tot, parcă e o pârnaie, frate. Și dă-ți seama, când ne-am eliberat toată să fugim cu manotă pe Loret, hai la banană, că m-am văzut cu volea, curgea apa de pe mine și banana mare aproape, pute și tu locul meu, am evadat împreună. Bă, când ne-am văzut-o în față, Loret, Cătălin, ajutor! La un moment dat, era cu picioarele prin aer, se ținea de banană, poate dă-ți drumul! Eu am venit frumos din București, m-am dus, m-am pregătit, mi-am pus gene false și astăzi am rămas și pe gene pentru că zbura, uite așa, îmi făceau gene la ochii. Și un moment dat, ajutor, ea nu știa să noade. Ai vrut banană? Na, ai luat banană. Doamne ajută! Mulțumesc! Hai să mergem împreună, mergi așa, singur, în spate. Da, dar eu nu pot să merg așa udă. Eu ce să-ți fac? Tu stai să stai o sușnea mare, sunt jurii de dragi de Dumnezei? Să mă ia pe mine la ceartă din cauza ta, că tu ai părut? După ce te-ai distrat, ai dat cu banana, faci figuri acum, firai tu să știi. Nu-ți mai plac bananele acum, a? Ja. Urcă-te aici și dai jos prelată de acolo.
Nu, 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 okay. Mă angajez la circ? Da, normal. Un picior aici și la altru. Și un picior la mama. Bravo. Și un picior la tata. Așa, vai. Unul la mama, unul la tata. Unul la mama. Unul la tata. Vai, acolo 2 metri, da? Băi! Jean s-a urcat la 9 metri înălțime. Jos pălăria. Ai de înțelegere că nu sunt muncitori. Sunt oamenii din spectacol, vedete. Și s-au implicat foarte mult și la muncă. Bravo! E bine? Complimenti! În parte cealaltă la fel, dai! Pe plajă ați fost. Ați alergat pe unde ați vrut voi. Păi bă, ori am venit să ținem un circ aici, cum l-am ținut cu celelalte echipe, ori ați venit la plimbare. Păi da, faceți treaba asta, ce? Păi nu face, păi dar nu, nu știi că face treaba. Nu te mai tot fâșdii așa, vezi că, auzi, deci eu. Mă fâșdiesc pentru că vreau să mă usuc. Păi te usuci la soare, a calului acum. Ba, băi, dacă, ce mă tot, vezi că te dai în ala. Unde le duci? În cameră. În caravan? Da. Mă întorc imediat, doar să le las ca să nu mai stau cu grijă lor aici. Nu pleca, te rog. Nu, mă întorc. Că astăzi am spălat cortul de 3 ori pentru că Sonia a fost foarte nemulțumit. Că m-a certat la un moment dat, nu mai puteam. Eram plină de șampon și m-am dus și m-am făcut și o baie mare. Cortul trebuia să o speli de 3 ori. Când dacă fai o dată bine, gata. Nu facă că așa mă sui mașină și plec acasă. Până acum chiar îl vedeam om serios. Acum i-am zis, om bătrân cu ceas la mână, dus cu pluta păcărarea lui. Se dă el la tot știutor că eu fac paia, 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 paia. Nu face nimic. Să ne fie foarte clar. Jeanne, lasă-o pic să arăt ceva, vino cu... Vino mă să arăt ceva. Dacă pleci, încep să plâng, îți jur. Vino doar să-ți arăt eu ceva aici. Dacă pleci, încep să plâng. Hai mă, lasă-o, nu, te lasă să plângă, ia. Ia, dacă ia, pleci, încep să plâng la mami aia, că... Lasă-o mă să plângă. Băi, Jeanne, vii. Plânge, uite. Deci ne mor dacă nu plâng. Vii, Jeanne, sau nu vii? Băi, vin, uite, înapă, are buton de... Vino mă, cu lasă plângă. Băi, vin, bre. O găsesc plângând. Lasă plângă, ia să vedem. Nu! Ia să vedem dacă deci poți dacă să plângă. Pleci. Nu! Deci dacă Jeanne, pleci, dacă jur. Plânge. Băi, Jeanne... Păi plânge, uite-o. Vino, mă, încoacă, nu zică... Dacă la... pleci... Vino, Jeanne, încoace, că nu zică... Lasă plângă, lasă. Lasă plângă, ia, la comandă dacă plângi. Ia să vedem. Ia, fii atent, mamă, ce actriță, fii atent. Gata, foarte bine. A, plez. Vino cu a... Vino, Jeanne, încoace. Lasă-mă că m-am făcut piele de găină. De ce? Hai mă că e actriță, tu nu știi. Tu nu știi că e actriță și actriță bună. Plânge la comandă. Plânge. Vino, coace. A, plânge, mă, știi. Lasă, băi, Jeanne. Deci, fii atent, numai partea asta de aici, a? După aceea cu apă. Bine, dracu, mi-a intrat șamponul în ochi, nu mai puteam, era ochii încrezitori. Dar după ce terminați acolo, da? Deci toată partea asta, de fața asta, și uite așa, de aici atât, și restul o să facă ei, hai. Ia acum din plâns, dacă râzi, înseamnă că ești cea mai tare. Am văzut-o, vino în coace! Stai să-mi aduc și rețele, că am șampon, deci... a intrat șampon în mostru ochii. Ți-a adus și rețele? Da. Dar la comandă așa poți să plângi, frate? Păi nu, de aia sunt actriță. Cât exerciții ai făcut? Olu, n-ai tu idee cât am mai plâns acasă în oglindă, ne-am aline. Să știi că și eu pot. Dar ia să te văd. No, păi hai, de la comandă, așa. Nu, no, mie mi-a murit părinții acum și eu, dacă mă gândesc, gata. Vorbesc serios, dar nu știu tu. La ce te gândești ca să poți să plângi? La șamponul care mi-a intrat în ochi, neamărine. Ai văzut? Ai văzut, Jeanne? Ce că să crezi în actori. Mă zic, fata asta ori joacă un rol, ori e, că nu știi când joacă, nu știi când e adevărat. Băi, fraților, a început să plângă. Zic, cum să plâng? Îmi vine și mie să plâng. Și zic, a, tu te antrenezi aici. Ce viață, ce viață aveți! La umbră, apșoară... Uite, am spălat, mai... Da, dar uite ce e pe noi aici afară. Numai la umbră ați lucrat. Ne-am avut să știi că prea mult. Îți făceai și tu frițerul și noi un cei lângă închis. De acolo? Diseară? Tu nu mai crezi? Am înnebunit de foame aici. Da, da. O să ajung ca ăla, spânzurat de la intrare. Doamne ferește! Din ce în ce neamărim, mă al dracului. Băi, au dracu robul. Mama, ci poi dare dei chips e ti pago più tardi quando mi lasciano entrare?
Si, am plâns. Deci m-am pus și plâns de nervi. Și atunci m-am dus aici frumos la rulota asta mare și am început. Mama, mama, mi dai qualcosa da mangiare? Să rămână, mama! Grația, mama! Ce? Să aducem ceva ție? Să vezi dacă, dacă știi să vorbești limba asta. Regiu, tine, grație. Grația, mama. Ciao. Dar ești o țuică dacă tot... Fă-ți pomană, până la capăt. Suculeț rece, rece. Când se spune că tu ești deșteaptă, tu nu vrei să mă crezi ceva, nu-i regulă cu tine. Părerea mea despre Jean s-a schimbat foarte mult. Eu îl vedeam pe el un manelist care are nevoie de atenție. Jean este un băiat foarte de treabă, este un om foarte bun și sufletist. Sincer, îți spun că nu mă așteptam să fie așa cum e. Hai, mergem la repetiție? Hai! A, tu ai vorbit cu Diana, a zis, da? Da? Da, cu ajutorul lui Sandy am intrat în bazin și la insistențele lui Neamărin. Eu i-am zis, ar fi bine ca tu să intri în jumătatea asta de sferă, cu apă în ea, să faci ceea ce face Sandy. Și a zis, uite, în primul spectacol nu intri, stai să vezi și după aceea tu spui dacă da sau nu. Că să intru eu, că să intru să fiu o sirenă. Zic, da, dracu, sirena asta, ia să văd ce face. Și când am văzut ce face Sandy în bazin, am zis, Neamărine, zic, cred că tu te-a bătut soarele în cap prea tare, eu nu intru. Și astăzi, pentru că m-a pus să spăl cortul de triol de eram ruptă, i-am zis, da, dracu, nu intru. Nu că n-aș vrea. Diana, ești pregătită? Ți-am pregătit bazinul? Sirena. Ești sirena. Nu intru în bazinul ăla, cum e strică. Ce face? Ești ca o păi, sirenă. Băi, ai zis, da, toată lumea ne-am pregătit. Toată lumea e pregătită. Nu simt mâinile de la cât am spălat, că ăsta crezi că și retinul. La mâinile astea retare, la forța asta. Câtă forță ai, nu? Iarăți la mine, ia, uite-te la mine. Neamărinte, ai deschis cabinele? Cabinele ai deschis, Neamărinte? Cum ai deschis cabinele, măcar? Când mă ridic, trebuie să vin cu... Nu, trebuie să... Asta pe asta și așa, peru se... Okay. Pe tine, capito? Capitan! Ce? Nu văd nimic! Dacă t-a spus glorizor... Hai, hai să ne ridic, Capitane! Unde e următoarea destinație? Pace! E bine, foarte bine, așa. Încă o dată, dai înapoi. E... No, così come sei, adesso metti la testa. Vita l'orizzonte. Okay. Brava, via indietro, appoggiati. Così. Allora, da così, da così. Che fai questo? Col culo, tira sul culo e spingi la pancia. Ti butti di culo! Prendi di pancia! Perché ho paura con la pancia! Il culo non posso controllare, però la pancia no! Am și rol! Vai ce sirenă frumoasă! Prima zi a fost oribil. Sper dacă astăzi, după am făcut repetiție, merge mai regular. Da. Trebuie să vorbesc cu tine. Da, te rog. Cu cine? Cu voi. Da. Mă așa, că nu dăm bilete. Nu se face nimic. Asta nu e treaba. Că nu dăm bilete? Nu se lucrează cum se trebuie. Așa? E circo, acum nu vine lumea asta seara. Cine plătește lumea? Tot ce se face e o bătălie de joc. Tot ce se face e o bătălie de joc. Aici nu e un joc. Aici e muncă de viață. Nu s-a întâmplat nimic. Nu a schimbat nimic. Am spus că nu se poate face un joc al acela. Trebuie să muncim. Speram că Neamărin le prinde, că le face înțelegere că asta nu e un joc. Suntem aici pentru a lucra tot împreună. Dacă ați venit și ne ajutați, bine. Dacă nu ne ajutați, atunci asta nu e bine. Ce le punem să facem? Nu e că le punem așa pentru că vrem noi. Să ducem lumea. Dacă nu îl facem noi. Da. Bun. Înțeles? Da. Camion, cortul, se împarte în flyere, se merge cu mașina prin oraș. Mașina nu poate să stea oprită când este lume acolo, pe stradă.
Ați auzit? Deci e vorba că ați mers acolo, v-ați dus la stat o oră jumătate, mașina trebuia să circule. Eu vreau să te spun, eu acum plec în Italia, am treabă. Da. Și plec cu gânduri aici. Eu te-am lăsat la tine să faci. Da, eu fac tot ce e posibil, ce știu și ce pot. Restul... Știu, ce pot, așa cum vei spune fiul meu, că face muncă, după nu se face, ce face? Eu plec acum, un par de zile, lasă tot mâna la el, nu se poate... Că este joc, asta nu e un joc. Asta e viața noastră, este circul nostru. Chestia care doare pe ei, să aducem oamenii no, aici. Toată chestia... Dar nu să facem noi să... Ba da, măi... tot ce trebuie să facem la animale și lucruri din astea care le fac și ei. S-a dar întâmplat... nu totalitate ce cere ei, că nu pentru totalitate. Că eu nu stai așa, stai așa. În totalitate ce? A cerut doar să spălăm acolo și să dăm jos dintr-un camion și să punem la loc. Și ce a fost făcut? Eu cu unul... Adică camionul e nasol, ne-am am unul acolo, era treabă de 2 ore maxim în camionul ăla. Bun, maxim. Și... Da, o lălăim. Ăla că e soare, ăla că... Nu, e vorba de altceva. E vorba că, dacă nu vine lumea aici, ce facem? Da, mă, gata. Vrei să țip de nebun pe acolo? Frate, o ar și-o cu gura. Vrei să țip pe acolo? Eu nu sunt circar. Fă și tu, cântă ea, cântă tu cu gura. Fă schimbul ăsta. Cel mai agresiv animal din aici, din circ, din leu. Nu, nu vreau niciun leu. Mamă! Lasă-mă vrem pace, că mă îmbolnăvești! Adică cum trebuie să fii ca să te accepte un șerpui? Ca șarpele. Auzi, Cătălin, poți să încerci să faci 2 mișcări pe... Când îl văd. Capitan! Moartea de carpați, mă servești cu popcorn. Ca unul să o mai dau? Capitan! Bine, bine. Câte bilete vreți? Două bilete. Păi e unul și unul gratis. Ia, servește-le aici. Ia, luați voi acolo în spate. Ia-o pe toată. Afară s-ar putea să înceapă furtuna. Dacă ține furtuna, toți mergem și ținem de asta sau ținem de cine spune. Marin, mă duc să-mi pun pălăria? Da, te pregătesc un spectacol. Mulțumesc. Bă, e agresiv rău, e ca leu de mare. Păi mi-a zis la Marin să mă duc să stau pe tine. E bumbă, îți ia tot în cap, tot capuțelea. Calmează-te. Și că m-a spus Edi că e de pupa. Stai liniștit. Doamne, ajută! Hai ca să fie bine! Țineți în pumni, vă rog frumos! Cel mai agresiv animal din aici, din circ, din leu. Leu de mare. Spectacolul ăsta îți transmite așa o poveste de iubire, de dragoste.
am rămas fascinat și de fiecare dată când mă uit, rămân așa emoționat și mirat. Nu! No. Nu vreau nimic, mi-e frică de leul ăsta de mare! Nu! No. Nu, deci nu vreau niciun leu. Eu sunt puternic, dar de leul ăla mi-e frică să mor din nou. Am venit prin Moroșanu înainte să intru pe scenă la mine și mi-a zis: aaa, felicitări, succes, succes! Și a zis: pune mâna. Și te-a pus mâna și mă, așa îmi bubuia inima în piept. Și nu pot să crezi, băi, deci am emoții, mai puteam. Zâmbește, în scenă trebuie să zâmbește. Și toată tipa. Nu, a fost fain, distractiv și m-a plăcut mult. Când vrei să faci treaba bună. Și mie mi s-a părut ceea ce a făcut Diana cu bolul ăla, mi s-a părut cel mai curajos lucru, știi? Deci Diana era o sirenă bună, rău, și în același timp și-a făcut datoria din punct de vedere artist și a făcut foarte bine datoria. S-a băgat pe sub apă, pe acolo, cu ochii deschiși, s-a ridicat ea, deci chiar și-a făcut datoria, spun sincer, și mie mi s-a părut cel mai greu număr care l-a făcut între toți. După spectacol și după reacția pe care o primești de la public seara, ai o satisfacție și îți dai seama, tragi linii și zici: da, merită. Carino di merda, che... Mi sono dimenticate due figure. Ma nu fai niente, ti sei ricordata tutto il resto? Ho finito prima, no? Vedevo che vorrà quella. E basta, però il resto te lo sei ricordata tutto. Sì, questa è l'ultima, l'ho dimenticata. Ma non fai niente, il bello. Lei ha detto: mi sono dimenticata un esercizio. E io dico: ma ti sei dimenticata solo uno? Non è che hai fatto confusione durante tutto il numero? Și pentru mine a fost surpriză dacă a făcut tot cum a făcut o repetiție. S-a implicat în tot spectacolul, nu doar la numărul ala de la sirena. Nota 10. Bravo! Așa, da, sirena. Lasă-te în sine. Ce? Să nasc, nu vezi, fii totul perfect. Stai, bă, că sirena noastră e mai bună ca tot. Ești o sirenă bună. Când am văzut că are frica de șarpe, nu te zic. Am râs mult cu el. Nu mai! Dede, că voi ați fost, da. Nu mai vreau șarpe! Băca mea, să-mi bag! Mă urmărește cu un șarpe, m-a alergat, am sărit un gardul și am căzut cu clavicul aici, cum e? Mi-e doar o grămadă. Și acum? Și-ar vine șarpele! Pui mâna pe el, uite-le ea! Gata, hai! Lasă-mă vrem în pace, că mă îmbolnăvești! Ia mă să mă de care Voi vreți ca să faci, vreți moarte în direct? Spuneți! Cum să te vine șarpele ăla, băi? Să mă pe mine! După ce joc aici teatru, fac ca mama, ca tata. Îmi pune șerpi pe mine să mă mărânci. Voi vreți moarte în direct, știu. Să moară mama, dar n-am văzut și acolo. A trecut cu el. Nu lași-o, Dan. Lindu, încerc cu vestite, lì sopra. Lascia lì. Sì, lascia. Fraților, nu exagerez. Dumnezeu a făcut să-l văd pe ăla care s-a dus cu șarpele, să-mi-l bage în rulotă. Deci eu când am văzut că îmi bagă șarpele în rulotă, am zis: deci dacă vreți moarte în direct, spuneți. Ori dacă am făcut preinfart, cred, pe aici, m-a luat capul, inima, deci să mă scuzați, mă, mine, că nu se poate. La spectacol, intri sau la sfârșit? V-a dus să-mi băgați șerpi în caravana. A băgat șarpe la mine în rulotă. Vă dați seama, să intri în rulotă obosit,
Când vine ora de culcare și să te așezi pe un șarpe de ăla. Vino mori, încolocit așa, să-l îngeapă bot, făceam... Adică vine o țigane să te mănânc. Am văzut eu. Mi-a băgat șarpele acolo, rulot. Bă, da, am văzut șarpele în mână. Eu l-am luat și am văzut. A venit unul cu el acum, cu șarpele acolo. Vorbește da. L-ai văzut-o? Am momentul de față, mi-a cheie și pleca acasă. N-ai văzut în viața ta. Nu cred, eu nu știu. L-am văzut cu aia. Dacă faci vreo glumă, îți jur pe viața mea că eu acum, în momentul ăsta, pe faci ce vrei. Nu se poate așa. Mă zic eu foarte mult. Până aici. Asta nu sunt glume, frate, în primul rând. Caut. Ai dreptate. Țiganul ăla care vorbea pe țigănește l-a băgat. Vino și pune mâna pe el. Știu, bă, dar așa ceva nu o să faci. Tu fă, pune mâna, vino cu la mine. Uite, ca să le arăți că ești mare. Nu faci nimic, măi. N-ai nicio treabă. Acum ar trebui să-l iei decât să te duci la ei. Da, da, da. Nu trebuie să-ți fie frică. Da, dar vreți să spun ceva, nu e bine. Ia, ia, vino cu aici, vino cu aici, ia, ia, vino cu aici. Și acum ne-am băgat. Să nu mă ia de mână. Vino cu aici. Stai, mă. E, vezi, mă, că mă ia de mână. Nu, de aici îl ții. Îl ții de aici. De aici, pe repede. Așa. Ia, du-te și de el. Ia, dă-i și tu-le. Ue! Nu, nu, nu-i dat drumul, nu, că nu face nimic. Bravo. Da, mă, mi-l bagi acolo, că... Nu faci nimic. Păi, dă-mi, dar de ce-l bagi acolo? Că n-ai voie să aveți să mor. Schimbăm de mai multe ori echipele. Deocamdată, acum dimineață, Jean. Jean. Cu Loret. La reptile. Ei, la reptile, băi. Dați mâncare la reptile. Acolo unde îți place tine. La șerpi, la crocodil, la toate astea. Da? Și voi doi, Cătălin cu Diana, mergem în partea cealaltă. La Emilio, la Leo, la Pinguin. Iară? Da, de mâncare la astea dimineață. Ca să puteți pleca... Să faceți reclamă pentru asta. Iar nu. Băi, astăzi trebuie să umplem sala. Diana, hai o dată, ce tot faci? Cătăline! Tă bine împirat? Mai ca să-i asumezi, după aia mă pun să le cumpăr, oare cât costă una de astea scumpie? Hai, mă, crede. Dar ce, mă, dacă iau una de astea? Și plătesc de o mami. Cătălinei! Ha? Hai! Cătălin! Aici-ți! Cătălin! Da! Stai, Marine! Să aici, Marine! Băi, vino mă în poate să luăm pește de aici! Luăm pește de amarin! Urât-o! Hai, gata, zi, mă! Bă, dar ce față am sfiat! Așa, nici tu mai faci. Așa, mă, tu față. Mă pui și pe mine să car sau ești puternic și car doar tu? Lasă vrăjea, car acolo. Auzi că sunt puternic. Aole, e greu, nu pot să țin. Hai că moare, moare. Moare Regina. Regina moare. Prințesa. Jeane, Jean, Loret. S-a sculat omul cu șerpii? Hai, hai aici. Hai, să l-o moră. Te bași tu, că eu nu mă bag. Mi-e frică. Aoleu, ajută-mă, Nea Marine, că e greu, mai fac copii. Hai, vină cu acât te ajut eu și. Și jos cu el, jos cu el. Hai, Emil. Acum... Bună dimineața! Ai mierlit doar că eu mă scoate asta. Că șerpii trag la oamenii care sunt mai așa mai perverși, mai sățioși, mai... Adică cum trebuie să fii ca să te accepte un șerpui? Ca șarpele, șarpele pervers. Mișcă-te ca șarpele. Vezi, mizerie, dacă îi tragi, tot aici, jos. Uite pe acolo, de pe sus, uite, vezi, trebuie să fii, hai. Am obișnuit să stăm în... Cam aia a fost. Eram pregătită pentru... elefant, serios, dar... De hipopotam, ăsta ce are, nu-i că... Am curățat ratul pe ăla hipopotam, pe ăla... Focă pe ăla... Da, un mătru, nu puteau să-mi dea, mi-a dat lopata, zici că... Cât poate să facă sora cu hipopotam? Când intre acolo, tot timpul, aia s-a la tine. Da, da. Ăla e. Și când vezi că e așa, că ăsta doar îl pui de aici. Da, sigur. Ăsta îl pui așa. Stai să arăt. Ăsta îl... Ia, ține de el. Ține de asta. Eu lasă crocodilul. Ține-mă de aici cu mâna, nu fac nimic. Dacă ține și de ăsta la altul,
De asta, de asta. Și când iese, doar face, ține ăla. Și dacă tragi de aici, și e prins de gât așa, op, și gata. Și trebuie să prindă așa. Așa, intri cu ăsta și când el ai fost, pac, l-ai prins și gata. Păi face o chestie. De ce? Și vine, vine fisul, vine taxul, măsă. Nu vin. Ca să-l prins. Nu gândeam nici în visele mele să ajung, să-mi fi spus cineva în urmă cu câțiva ani, tu o să ajungi să faci curat la crocodil. Eu? Adică să mă mănânce pe mine crocodilii și erpi ca să cu circul ăsta. Mamă, care m-ai făcut cu crocodilii, nu mamă. Păi intră Jane acolo, ce faci? Uite, bă, că mă mănâncă ăștia, bă. Te mănâncă. Ce vrei, mă? Ce vrei? Ce te uiți așa la mine? Îl doare undeva, eu te leac. Asta, eu dai la focă toată. Da, la focă. Câte unul, câte unul îi dai tot, până mănânc. Hai. Păi, acum se ridic el așa și cum îi dau, e așa de amuzant. Stai, stai, că mi-e frică de tine. Ia, hai. Hop, hop. Nu veni la mine. Nu o să face nimic. Nu veni la mine, pleacă de aici. Nu face mare mic, vorbește că nu așa. Nu, te rog eu frumos. Eu, Nea Mărina, te rog eu iar, că deci mie... Au ai dracu un cioc ăștia. Uite-te la mine. E simpatic, îmi place de tine. Dar nu vreau, nu, nu vreau. Deci nu vreau să pun mâna pe tine. Nu, deci nu mi-e frică de... Dar nu-ți face nimic, ia pune mâna pe el. Florențe, pare! Te pe tine de frică. Șu! Șu! Băi, nu, n-apă! N-apă, n-apă! Pune-ne în apă, deschide, gata! Gata că ne să aud ce nervos e, parcă din ce în ce mai nervos. Stai jos acolo, că stai bine. Bă, băiatule, bă, băiatul, calmează-te, bă, băiatul. Gata, am înțeles. Uite-l, uite-l. Animalele în circ, cel puțin în circul ăsta, și animalele pe care le-am văzut eu nu sunt chinuite. Iată, mă, ai văzut? Așa, bă, băiată, nu se întovarăși, bă, e un copilaș Nea Mărinii. Sunt hrănite, li se schimbă apa, nu sunt ținuți în mizerie. Ei își tratau animalele ca pe propriul lor copii. Asta mi se pare extraordinar, adică, cu alte cuvinte, nu-și bat. Eu am crezut că la circ, bă, săraci, stau animalele închise acolo, bă, au grijă de animale, efectiv se comportă cu ei ca și cum ar fi niște copii, niște oameni. Crocodilo, ți-am făcut bine curat? Diseară la spectacol să fiți prudenți cu mine, că mă pe mine. Acum, Cătă, aici bagi mâna și tu aici. Jos, hai, bagă mâna în ea, o ridicați, o dăm să-l fască. Bagă mâna, bine, jos. Mamă, Doamne, cât de grea! Amândouă mâine, amândouă mâine! Hai, iau că amândouă, femeie nebună! Femeie nebună, e grea, rău de tot! Hai, mâna, să bagă mâna la accesoase! Sus, sus, sus! Doamne, maica, domnule, câte kilograme are! Doamne, ferească Dumnezeu! Afară cu ea, afară, afară! Stai, stai, băiatule, că vrut! Da, da, uite-te tu cu ochelarii! Doamne! Gata, Cătălina, deci nu pot, mă doare mijlocul, e foarte grea. Ah, mi-a rupt și degetul. Doamne, ferească Dumnezeu. Voi doi mergeți în Mangalia și împărțiți flyer. Da. Da? Pe toată plajă. Pe Mangalia. Aveți mașina aici? Hai, duceți-te la mașină. Am nevoie ca regina să fie relaxată ca să putem să mergem să facem reclamă. Nu vreau o regină stresată. Tu țipă încolo și zi de circ. Oameni buni, veniți la circ. Vă așteptăm să-l vedeți pe Nea Mărina în direct cum moare. Sau să-l omorâm diseară în direct. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu te-am văzut, multă vreme a trecut. Și vă aștept la circul Beluții. Ce să zic despre Jean? Este o adevărată plăcere să mergi cu Jean la plimbare, pentru că vin foarte, foarte multe femei. Cred că are lipici, nu înțeleg ce le face. Este un adevărat cuceritor. Ia uite, Jean, ce e aici! Ia uite! Ce
Are apă în gură. Mai nu poate și îți faci tu ceva, cât ai și tu fetei. L-am pus să cânte pe plajă, l-am pus să negocieze pentru niște fructe de pădure. Bravo, aplauze pentru Jarbaro! Viață, viață, sunt doar un simplu muritor. Viață, viață, trece și rulanilor. Să nu plângi, nu plângi. Bravo! Bravo, Marine! Nu vezi o boabă? Poți să, uite, să salivezi de un... Pe mâna, caca. Însuși, Diana Dumitrescu, regina, va interpreta rolul unei sirene frumoase. Îl avem pe Jean de la Căuva, vă pupă Jean. Loret cu doi de tâi și el a sfârșit. Dar româna! Bună ziua! E mai brunetă ca dumneavoastră, vedeți? Cum e cu un om, e bine? Face bine la oase. Păi și ea are tot timpul, zici că a pumit soba pe mine. Vom căuta colaj pentru Diana, vrea să se bage. În bazinul cu rechini. În bazinul cu rechini. Diana nu are bani, dar este prea frumoasă ca să fie refuzată însă și regina. Uite ce pup dulce de momentul ăsta. Sunteți un dulce, sunteți un dulce. Bravo, Diana. Ne cheamă mare. Adică nu să ne necăm, dar ne cheamă mare. Așa. Deci e foarte frumos. Uite, aș vrea să fac secvența aia de Titanic aici. Diana are aripioare. Iar te-ai mânt de aripioarele mele, iar îmi spui, dacă îmi spui și tu ca Jean că sunt bulănoasă și grasă, mă supăr. Deci Diana nu este bulănoasă și grasă, ea este slabă și frumoasă. Ea este o prințesă și o regină, prin excelență. La 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 la. Îmi dai o amție, șefule, că mi-e foame. E sărac, dă-mi și mie măcar să vă apsie, că nu mai pot, mor, rădice de foame, țip aici, stai liniștit. Îi dăm de alea, dacă aveți de acum două săptămâni. Da, găsim, de alea, de alea-i săptămâni. Șefule, îți mulțumesc, ți-ai făcut milă de mine, nu fără multe. Aș dori așa un vapor să te vin cu vapor. Aaa, de când îmi doresc să faci asta pentru mine, Jean. Să vă dăm și mie o bere ca să... Hai, hai, eu fac rost de bere. Păi, broasca, eu fac rost de bere. Eu fac rost de vapor. Și tu faci rost de vapor. Batem barba? Ce diferit de... Zi! Deci eu de vapor și... Da. Batem? Hai, eu fac de bere și tu de vapor. Hai. Hai. Ce ești tu înghețată de asta? Cheretu. 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 Îmi dați și mie o înghețată gratis, că-ți ruptă-mi două de sete și de foame. Nu-mi dați, nimeni nu iese de acolo. Dați și mie o înghețată gratis, vă rog. Mi-e foame, mi-e sete și mi-e dor de codru verde. Nu cânta, nu cânta, orice numai nu cânta. Și nu-mi dați mie o plăcită de asta, de o extraordinară, te-ți plătesc? Nimic nu-mi dați gratis, măcar așa faceți o pomană, uitați-vă la fața mea, ceva din capul meu sunt. Îți bronzat, îți... N-am mâncat, ne-am arit, ne dăm nimica din mâncare acolo, nimic. Ați văzut? Am văzut. Vă mulțumesc frumos, sunteți o doce. Pot să vă pup? Da. Mă, mă. Și pe dumneavoastră vreau să... Vrea să vă... Diana, vrea să te pupe și pe tine. Am făcut pariu cu Jean că dacă fac rost de bere pentru el, el o să facă rost de vapor, așa că trebuie să mă ajutați să fac rost diferență? De bere. Deci că adică ia bere, tu să-i fac rost de vapor, deci e incredibil. Păi eu trebuie să mă plec cu vaporul, dragă, păi cum? Poți să fac treabă ceva, să dau cu mătura. Hai să șterg masa ca să pot să dau ție bere. Chemați doctorul că e rău, Loret. Vine, frate, ce vrei, de la înghețată. Deci face și face așa din coadă. Ia de ce, nici un e. Moare Loret, ajutor! Dacă faci tot circ. O să fac și un fel de circ pe acolo. Ce acum ce? De la Craiova avem doi maimuțoi. Pe Maioșor și pe Jean de la Craiova, deci. Auzi, m-ai făcut maimuțoi, te-am făcut regină și prințesă și sirenă. Să mor! Pentru faza asta m-am spălat pe tine, să mor de nou. Am zis că mă mâncați și nimeni ăla ta.
ce ai făcut acum. Dar, na, eu cu ea n-am nimica personal și eu văd partea ei bună. Știi? Și e o femeie sufletistă și bună în adâncul inimii ei, să știți. Doamne, trească vaporul. Vrem două bere reci. L-am servit cu bere, am stat acolo vreo oră și jumătate, am șters mesele pentru el, am spălat pahare. După ce a stat omul, s-a relaxat, zic bine, bine, și plimbarea cu iahtul. A, păi îmi pare rău, nu mai putem, că ne așteaptă Neamărin. Diana! Și Jean! Jean! Care Jean? Cu Moroșanu? Jeane! Hai, vină tu aici, Diana. Moroșanu, Neamărine. Lasă acum Diana și cu Jean, nu? Păi Jean a venit? Vine și el acum. Deci fii atent. Da. A plecat un băiat din circ. Da, știu. Ăștia doi care erau cazați aici s-au mutat în rulota lui băiatul care a plecat. Da. O să vină de mâine alții doi. Da. Tu și cu Jean faceți curățenie în asta. Bec, vreau să fie asta, da? Bine. Bine, tu cu Jean. Cătălin, trebuie să imprimi ceva tu cu... Ți-aduc eu pe Ricardo, ca să zici, în seara asta, în sală, nu se fumează. Pe Jean și pe Loret, de două ore am primit să poartă flyere în stațiuni și n-au ajuns. Cum vor veni, trebuie să-i pun alte munci. Muzică, muzică, mare, mare, nisip, nisip, gagici, gagici, bere, bere. E grea viața asta, bă. Dai, prendi questo, Sean. Questo, prendi. Questo, te dai. Bene. Andiamo. Vai, ho aggiusto, via. Bă, nu mai pot, am obosit, bă, băieți. Când ragi la ăla și încep să țipi, cam obositor. Bravo. Ma che forza! Sì, che forza che tieni tu! Sì, grandi muscoli, sì! Questa voce qua, in rumeno, e dice delle cose per l'inizio, in certo lo spettacolo. No, faccio io, facciamo così. Mi dai questo, io ti pongo qua. Io metto. E tu metti dentro. E basta. E porti questo dalla mamma? Sì. Scusa, vorbesc român. Vorbesc eu. Se Cătălin Moroșanu. Până la urmă citesc, spun, că nu fumați, nu? Nu fumați! Adesso apoiamo. No, adesso aspetta, che io tengo da fare, sì? Vai a giocare con i bambini e ci vediamo più tardi. Dove vai? E qua, devo pulire. Anch'io devo pulire. Asta mai mare le place foarte mult, pentru că când se uită tata se lucra, el vrea să fac la fel de tata și dacă le las pe se lucras, el lucra și face tot ce facem noi. Se uită și face la fel. Vai a nuotare con i pinguini? Però che cosa fai con quelle? Mi hai portato il sacco? Uite cum se c***a. Ce scârbos, de-aia era pe perete plin de c***. Auzi, ai mâncat o înghețată cu de toate? Vafe? Hai să-ți iau o înghețată, vină încoa. Vreau cu fructe de pădure, vreau cu ciocolată și cu pistic. Îl tot rugam pe Jean să-mi cumpere și mie, din toată sărăcia lui, o înghețată. Și cred că mi-a dat-o cu inimă rea. Că nu știu ce s-a întâmplat după ce am mâncat înghețata. A început să mă doară foarte tare burta și nu puteam să mă mai țin pe mine. Hei voi! Ascundeți pachetele de țigări! Pentru că pe dava mea i s-a interzis fumatul. Și vă recomand să stați liniștiți pe scaunele voastre în timpul spectacolului, că dacă nu, vă vor elibera crocodilii! Încă o dată, nu? Încă o dată. Asta vreau să mă repet toată asta. Da. Că dacă nu, vă voi elibera crocodilii! Băi, deci mi-e rău de nu mai pot de la înghețata aia. Stai și tu câteva zile întins. Oameni, nu se poate. Am dat toate alea pe acolo. Și te dor mâine toată la plajă. Te dor mâine la câte ai dat, nu? Loret, unde? Uite acum că aici e puțin rău de soarele ăsta, am mers pe soarele în depășit. Cu cuvântul unor. Bine, Neamărin.
Loret! Da, mi-e rău. De ce ți-e rău? Nu știu, am mâncat o înghețată pe burta goală. Cum, pe, pe burta goală? Da, pe burta goală. Păi tu n-ai mâncat dimineața? Rău. Deci chiar mă doare, nu glumesc. Acum am mâncat, mi-a luat Jeanu o înghețată și am mâncat. Și apoi am venit cu mașina și ne-am... Auzi, când făceam eu șmecherii de-astea... Bre, chiar mă doare, deci nu glumesc, nu mai pot. Am mâncat, dar mă doare burta, măcar o pastilă, ceva. Cu... Mai stai 5 minute aici, a? Da. Și după aceea mă cauți, eu sunt acolo în spate, da? Hai. Te duci acolo la Diana și o întrebi să-ți dea un sac tot ce a făcut ea curățenie, să-l duci la gunoi. Uite, îl iei de acolo și îl duci la gunoi. Și picioarele e terminat. Au, stai așa, Jeane, stai așa. Stai așa. Ce-mi dai? Îmi dai ceva de la WC-ul? Îți dau ceva să duci acolo. Uite aici. Astea, îi le dai și să le pun acolo după ce termină. Azi ne-am să le pui wash and go acolo. Da? Wash and go. Mai mătur o dată, că oricum trebuie să mă mătur. Și unde e Diana? Uite, un dreptul hipopotamului doar o strigi, Diana. Nu, păi să am pus să-l șterg. Deci ăsta e hipopotam. Și cum îndrept? La legioanele alea? Diana! Da? Am adus wash and go. Da. Și Jeane, iei tu, te rog frumos. Sacul ăsta de gunoi de aici? Îl duc. Unde îl duc? La Emilio? Dă-i lui Zilu, ne-am alin între altfel, nu știu. Of, mamă! Ce-ai băgat în el, sincer? Gunoaie. E vreo rătanie, nu? Nu, 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 stai liniștit. Nu fac glume proaste. Loret! Păi, acum dă un colo că eu mă supăr. Știu, dar eu stau după tine 7 ori, ce-ți e rău? A, da. Pe curta, am fost la toaletă, vrei să... Spun că am fost la WC-ul. Păi doctorul, stai. Păi, să vină doctorul aici la, la Loret. Chemați doctorul, că e rău, Loret. Vine, frate, ce vrei, de la înghețată. Nu mă credea, credea că mă prefac eu. Și într-un final a chemat medicul, mi-a dat două pastile și am reușit pe parcursul zilei să mă simt mai bine. Nu mai am energie, fraților, mi-am epuizat energia. Și asta e, ce să fac? Reality show? Asta e. Nu da alea filmulețe lui mama. Ia-l-ai că nu-ți face nimic. Ia-l în brațe, mă. Cătălin, încet. No, 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 nu, nu, nu să arunci așa. Nu. No. Cum mă, de tine, l-am văzut pe Emilio cum face. Deci face hipopotanul ăla un r- de paolo. Deci face ca și face așa din coadă. Când face zic că ți-a venit cărbunii la poartă. Nu știu, eu o să am noroc toată viața după ce l-am văzut pe Emilio cum își face nevoile. Și ți-a părut incitant? Mi s-a părut extrem de interesant, ai să râs, că n-am mai văzut niciun animal care să facă așa. Pentru că eu când am făcut de dimineață curat, nu înțelegeam de ce sunt pereții, toți pereții plini de pereții, nu pe jos, pe pereți. Și acum când am văzut, m-am lămurit. Cante ceva la spectacol, bun. Ei, de seara. Da? Uite, melodie Jean. Se aud una. Păi... Stai. Aoleu, deci îmi vine toată înghețata înapoi. Ce mi-ai făcut, mâncația și gurița ta de bărbat adevărat ce ești? Mi-ai dat înghețată și fac pe mine de două ore mâncația și... Păi n-ai vrut... Nu mai pot de burtă! N-ai vrut tu cu trei cupe! Aoleu, deci nu mai pot de burtă, neam Marine! Am făcut cu fata tăchiță! Mi-a dat... Păi da, tu cred că ești gravid de iară. Nu, bre, am mâncat înghețată, mi-a dat să mănânc înghețată. Și că hai, mănâncă, 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 că e bună. Că tu nici nu ai fi mâncat. Aoleu, neamărine, neamărine, greu cu burta asta, nu poți să faci nimic. Da, de-ași vină cu asta. Și-mi vine și înghețata aia înapoi. E rău.
Și eu ce trebuie să fac, neamărine? Dă-te aici, pui apă pe fiecare asta, așa, încet, încet, să le moi. Hai, mă, dă-le, dragul. Acum, uite așa, câte, câte un pic, uite așa. Moi ăsta. Vin imediat. Diana, vină cu coace, vină cu coace. Vin imediat. Ce, te-a luat? Da. Vină cu coace. E simpatic Emilio ăsta. Păi e silos așa, animale acvatice, fraților. Ia asta, mână, dă-te. Niciuna, niciuna. După ce că mă... Mine m-am mai pus și să-mi spăl aia. Nu vreau! Șorico, vrei să... Ce nu vreau? Nu! Ia uite-te-mă, pune-te-mă! Hai, treci. Nu, mă, nu, nu, nu. Tu moaie alea, bine cum ți-a zis eu. Dă-te-le fără. Dă-te-le fără. Dă-te-le fără. Sau ce zic eu? Da, nu pun mâna pe aia. Până nu termin, uite, asta. Tu te vrei de aici. Ia uite cum arată urma făcut de noi. Ia asta de aici. Da, dar niște mănuși. Ce mănuși cu asta, dar uite așa. Ce mănuși, uite așa. Ia dă-i tu. Băi, tu nu mă enerva, că pun asta. Vrei să pun asta pe tine? Hai! Ia, ce? Nici e! Hai, 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 ia! Acum chiar că de tot pe mine. Hai! Da. Și până jos, până jos, așa, nu hai! Nu pot să fac așa ceva, băi! Fii atent aici, nici la masă nu mergi cu lui. Uite, chiar are mănuși, vreau și o mănuși. Uite, vezi, de unde le-a luat? Păi dă și mie. Ai luat două perechi de mănuși? Doar umbrele erau. Ia, dă-i, dă-i, dă-i mănușile și la mă las. Dă-i, dă-i să facă ea. Dă-ncoace, dă-ncoace, dă-ncoace. Ia, bagă mănușile în mână. Păi și eu? Lasă, stai așa, că-ți arăt eu ce faci. Lasă. Hai. Unde ai pus burete? Uite la acolo. Hai, că-te stai așa și îi moi un pic. Da, hai. Lore, ia la rând. Ce vrei? Ești cea mai sexy gospodină. Până jos și freacă bine. Până ești jos. Cea mai sexy gospodină. Stai să nu mă auzi. Nu te aude, lasă, hai, faceți treaba, să freacă bine acolo, să fie ok, da? Ia uite, mă, pune pe mine, fără, mă, nu știu, șterg aici. Dă-te, mă, mormăitule, și tu. Ia uite-te, ăsta era să mă muști. Lasă că dă mai încolo. Băi, tu crezi că zadea mâncare, nu-ți dau. Hai, Loret, hai că vreau să mergi și la masă. Lasă-mă, că mi-e rău. Voi doi? Da. Mergeți și faceți rost de mâncare pentru hipopotam. Adică? Pepene. O să vedeți cât mai nu multe. Nu puteți să-i dăm un copil și gata. Și gata? Un copil atât pe plajă. Voi doi mergeți și prindeți pește. De unde? Pentru pelicani, pentru tot ce ne trebuie. De unde să prindem pește? Vă duc eu fără... De cap, eu am apoi să curăm aș cu pește, să mai chinu să prind, nu prind niciun pește. În viață n-am primit niciun pește, neamărin. Dar dacă ai să prinzi pește în seara asta, faci ce spun eu? Dacă ai să prinzi pește? Neamărin, e riscat. Într-o oră și jumătate, sunteți înapoi. Dedușu, vorbești tu cu patru. Dar vorbești și tu, tot, eu tot timpul mă bași pe comentarii. Tot dar mă enervez rău de tot, acum pe bune. Puteam vorbi urât. Uite, hai să întrebăm, dom'le, se poate... Dar ia întreabă tu, că mă enervezi. Mă bași pe mine tot timpul la înainte. Să rămână. Ia uite. Am vrea să vorbim cu patronul acestui restaurant. Poftim înăuntru? Înăuntru poftim? Cum să nu? Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit, domnule. Bine ați venit. Am venit să luăm mâncare la hipopotam. Cine v-a trimis? Păi ne-a trimis de la circ. Avem pește, dar aveți cine treabă. Treabă? A, iar treabă, o, șefule, m-am să plajă ta treabă. Pare rău, dar n-am... Păi la șefule, aici treabă, nu mai treabă. Nu avem altă treabă. Pot, eu am bășici la mână, bă-te, eu am bășică, deci mai... V-am părut la fix, că mă pusese pe mine să fac ceva și cred că o să faci și dumneavoastră. Ce e greu? Oleu, oleu, oleu. Eu nu cred să fie greu. Ia, hai să vedem cu cine. Poți un oroș pentru mine? E, da, Laurete cu doi de tâși cu el a fost și tot timpul vrea ea să fac eu tot. Vreau să spun în parcare. Mă pui să speli bărți, șefule, dă-mi... M-am săturat să spăl bărți și combinații. Ce faci, măi? Ești nervos? Diana. A? Ușor. Vezi că are zguduieri de-alea. Păi da, face așa de la muște, să nu mai stă muștele pe el. Eu nu mai... Păi, Diana. Diana e în călduri. Păi uite, m-a învățat și pe mine cum e un calul ăsta. Păi ce să te îmbănuvesc că... Pleacă-mă de aici. Păi vezi și tu ce e acolo. E pricopsitul ăla. Lasă, nu, dă, eu numai la aia nu mă uit acum. Uite-te și păi tu la aia. Păi nu trebuie să te uiți, uite. Vreau și eu să-l mângâi, mă, așa păi și pe mine. Păi ce să mângâi, că e greu. E rău? Hai că-l țin eu și mângâi tu. Așa sau e... Nu e rău, nu? Și noi ce trebuie să-l luăm, să-l plimbăm? Ce să lați, curățați,
Păi cum să ți-e sale? Uite ce șarpile ăla. Avem altul fără șarpe, poate. Vediți în coace. Băi, nu mai vă uitați, mă, fraților, că copiii mici bași să vede... Vezi? Ce face Jean? Ce să scoatem de aici? Uite aici, ai descos apa, a trebuit scoasă, spălăm frumos... Și cum scoatem apa? Aveți găleată? Tu-i neau manor de pești pentru niște pești, va veni pescuiam, tu-i neau manor. Mare grijă când intrăm în barcă. Bă, ce vreau, dar se scufundă va barca asta, cum să spezi? Eu simt găleata și tu faci curată barca. Tu ții găleata și eu fac aia. Moro Șanu a urcat frumos în barcă, ca de fiecare dată, pentru că el este primul care vrea să facă treabă. Din partea mea, cu cea mai mare plăcere, că eu nu prea servesc. Am încercat să-l ajut, susținându-l moral, bineînțeles. Deci n-am nevoie de asistente, să mor eu. Ba da, hai. Hop, hop! Și hop, hop, îți dau ții hop, ce îți spui aici treabă? Să mor acum te-o știi nec în balcă. Asta mai întreb. Și să nu-ți? Nu. Uite o vacă. A făcut el neamărin și ne-a dus tot unde știe el mai bine. Așa e. Diana, ia, ia aia, furca aia, greblă aia. Ce să fac cu ea? Ce nu mi-a plăcut mie, că după amiază trebuie să mergem să facem rost de mâncare pentru hipopotam și a trebuit să țesari niște cai și o vacă și mie mi-e frică de cai și nu-mi place și aia chiar nu mi-a plăcut, dar am făcut-o. Hai, nu mă obicei cu coada. Alo! Alo! Așa e viața asta. Frumoasă. Dar e bine la fund, Diana. Ia uite ce seama cu frate. Șeful meu, ce-i asta? Puțină pălincă să-ți revii. La un moment dat a apărut gazda cu două păcărele de pălincă și ne-a rugat frumos dacă vrem să savurăm pălinca, pentru că ne-a explicat el că este foarte bună. Eu am avut și probleme cu stomacul și mi-a spus că dacă bei pălinca o să vezi că te strânge la stomac și nu o să mai ai probleme. Loret, vin să iei un gât de rachiu. Femeie! Ce? Vin să iau gâdele sau ce faci? Da. Dar bei până la fund, să moară Veta, dacă nu bei până la fund. Deci Veta, Geta, nu încoace Geta și Veta. Vă rog, șefă, mulțumim frumos pentru ospitalitate. Ăsta e bun. L-a dat pe tot peste gât. Șefule, mai... E bun. Hai, treci. O, acum apărtă. Nu mă încoace. Și am dat peste gât primele pahare, după care am început să ne ia căldurile. Vedeam așa trei culori, eu pe Moroșanul vedeam full HD. Mama, deci dacă o să cade aici, mă arde pe gât de la țuica aia. Au. Ce au? Păi trage asta câte o coadă peste mână. Păi mai trage și el, că te simte. Deci dacă se răsoarnă barca asta, am bel. Greu, ha? Da, ce vreau, dar e puturoasă apa asta. Da, de când e apa asta aici? De când e seara, de când a plouat. Băi, fii mei, ia și freacă și tu embarcațiunea aia acolo. Ai îngălată și n-arunci direct în la... A, da. Pe bune, facem ca trulă și bulă. Hai! Acum luăm mâncarea de hipopotam. Ei, uite, mai am caprele de tuns, bă. Da? Să tun capre? Nu le-ai cu frizerii. Era și al dracu, mamă, cu caprele lui mamă. Cum am să tun și capre? Ce are? Ia uși! Ia uși, Marine! Vezi, mațelor! Dedicație specială! Hup! Hop, hop, hop! Ușor, ușor! Au! Aia! Bă, dacă-ți dau de asta... Dacă-ți dau o perica sub bapă. Marine, Marine! Nea Marine! Te iubim, Nea Marine! Mă dau jos ca să iei cu aia? Hai, hai! Stai, mă! Stai, mă! Băi, Cătăline! Hai! Cătă, să te f***! Auzi! Deci m-a luat amețela de la țuica aia. O să înveți? Da. Ia, uite, ia mâna de aici. Ou, ou, orice. Vrei să-mi faci căr, bre. Vezi, uite, uite. Poftim. Ia ține, bre. Hai, poftim. Așa. Eu fac ăla cu o furtă. Așa, așa, așa. Așa, mă. Când îmi tai, stai, dragă. Așa. Dar nu taie foarte casa. E, nu taie. Păi, la mine cum taie? Păi taie, bine, că ai mâinile mari și mâinile de capră. Ne aleg cu tun de oaie și berbec cu săraca capră. Am tuns-o în scări. Deci, capro, să mă visez și noapte. Vezi, aici-ți vâsle, vezi? Și trebuie să stau așa? Invers. Așa? Așa. Așa? Da. Dar-s prea grel. Hai, dar mai e o țuică.
A mai venit domnul respectiv cu două păhăruțe de palincă. Noi doi nu bem, nu se poate, nu mai bem, că ne ia mețeala, plecăm beți de aici. Și eu zic, moro, ne băgăm? El zice, dacă bei tu, beau și eu. Neamarin, te iubesc. Te iubesc, Neamarini. Dar poate mai faci vă treabă de asta, că s-ar putea să mai am iubire. Și pentru emisiunea Servis, vă rog. Și pentru la urete cu doi de tâi, sănătate. Hai! Moare Loreta, ajutor! A început, am zis, bă, Loreta, ce faci, te-ai îmbătat? Chiar nu mai puteam să respir și cred că ne-am și amețit puțin. Oricum, dacă mai beam două pahare, gata. Nu. Așa. Loreta, auzi. Ia zi ceva. Aoleu, s-a cu piciorul. Ia uite, vrei, nu mai măzline. Bă, luați, bă, amândoi, unul, că-l rupe sacul, bă. Așa, luați-l, mă. Cum vei să ridic eu ăsta? Stai, dragă, că-ți fac scări. Doamne, nu te mai zic, că stau cizmi, am dat în panică, Cindy. Ia, mă. Degeam? Fac de mine! De ce ne-ai făcut, bă? Aoleu, s-a piciorul. Ia uite, vrei, nu mai măzline. Puuu, băi, tră în picioare. Jeanette, ești plin de noroc acum. Mai pe Mircea am văzut eu de două zile pe aici, am înnebunit cu animalele. Stai, dragă, că-ți fac scări. Dar doar un sac? Pentru ce am muncit? Pentru atât ați muncit? Pentru cine am muncit? Păi ne mai trebuie unul. Mai unul. Păi ne mai trebuie unul. E mâine venim, mâine ia. Da. Mâine noi plecăm. Deci ne mai trebuie un sac acum. Sac, nu mai, atât. Vă cântă Jean pentru celălalt sac. Da-ne, bre. Ia, hai, bagă, Jeane. Hai, Jeane, bagă, ca să mai luăm celălalt sac. Hai, cântă. Păi fac ceva, îți trag două palme de unde te vezi. Cântă aici, nu e ce e cum vreau eu, ba, da. Pe bune, zic șeful, mă rupt în două, nu mai pot idei. Hai să vă dau un bilat. Da, dați, pescuim? Da, am zis că îmi dai pești gratis, șefule. Hai, Jeane, bagă. Îmi văd viitorul doar lângă tine, lângă altcineva n-am lângă cine. Nici măcar nu pot închipui fără tine cum ar fi. Nu te bea dat alea cu ultimul... Pa, văd prin Loreta în față, înaintea mea. Normal, tu ce crezi? Ia, 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 ia! Taci, Loreta, sus! Taci, mă! Papa, lasă-mă! Aplauze! L-ai văzut? Super! Sunt mai bună decât tine. Bravo, Loreta. Ia uite. Ai prins gușterul de gust. Hai că se poate. Îmi prinde. Acum îl prins. Lasă pluta jos. Gata, uite, l-ai prins. I-a mâncat, nu nimica. Mă simt inutil. Este că s-a văzut peștele la cine trage. Este, mă! Bă, nu se poate așa ceva, frate! Bă, nu se poate! Este a doua oară când prinde pește. Cum ai pus mămăliga acolo, mă? Bă, m-a făcut Loreta pescuit. Bă, nu știu ceva, făcea un bobuloț, poac, prindea peștele. Bă, nu se poate, eu am făcut bobulații de la cu scuipat. Le scuipam să fie rotunde, perfecte. Bă, azi că sigur, dacă arunc bobuloț, prind pești mai mari. A prins Loreta și putea, pac, Loret! Acum, momentul ăsta, vă garantez eu că prind un pește mare. Bă, nu se poate așa ceva, deci pe bune, deci... Bă, nu se poate. Deci eu nu suport cuvintele astea. Loret, nu mai sunt prieten cu din momentul ăsta. Cum n-ai mai reușit să prind pești, nu știu. Bă, a prins-o... Bă, nu se poate, vreau un pește, se prind și eu. Am așa de supărat, mă, nu se poate, eu sunt bărbat. Bărbat ar trebui să pescuiască, frate, nu? Că bărbatul e pescar. E vânător în sensul lui, știi? Ia, s-a prins! Da, uite ce baștan am prins! Uite, mă! Loreta, ia uite, dacă ce baștan, ia uite, ia! Ia uite, vezi? Bravo, mă, bravo! Oricum e mai mic al meu, dar asta e. La, 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 la,
Sănătate, numai bine, mulțumim foarte mult! Să ne vedem, sănătate! Serviți, vă rog, să trăiască Nea Marin un an! Ai prins? Da. Eu am prins cei mai mulți. Câți? O 6 eu și 2 Cătălin. Câți, Cătă? Câți ai prins? Ăsta mai eu l-am prins. Ce mai mare, mă, că e la fel ca mine. Eu l-am prins pe la mai mare. Nu e adevărat, nu mă zic. Ăsta eu, nu, unul, ăsta mai mare eu l-am prins. Ia tu 3, tu 3, ai, nu contează. Nu, eu nu-i prins celul la mare, tot timpul. Uite, mă, că sunt amândoi la fel. Uite-te și tu. Numai că al tău e mai gras. Mă, tăticule, mai greu, mă, pentru tine, mă. Păi dacă Nea Marin m-a trimis, dacă nu fac... Păi de unde, unde e bun? Tu te iei după Nea Marin, mi-ai văzut. Ia, Lune, că vrei să facem schimb? Facem. Nu vrei să mi-l pui mie aici? Hai, dar cum? Ridică-l. Unde-i pe și... Și fii atent-l peste cap. 1, 2, 3. Și mama! Bine, mă, Jane. Încate aici mâncarea la hipopotan. Du-te, mă, zici așa. Fugi aici, mănâncă da, pe la mare. Aaa, bă, nu, păi el a mâncat doi, mă, Cătă. Bă, la fiecare trebuie să dăm, mă. La ăștia nu mai le dați. La scăpat, uite-l. E prea mare, e prea mare. L-a luat, îl ia, uite. Hai, mă, scapă-l. Gata, nu mai dai, lasă să dăm la aia mici. Cătă, du-te, mă, la la mici. Ia, uite, se vede pe gât. I-a rămas în gât. Uite, i-a rămas în colocit. Lasă-mă că îl ghite, mă, nu s-o probleme. Se duce. Poate să neacă și moare pelicanul. Bă, luați, bă, amândoi unul, că-l rupe sacul, bă, rupe sacii. Sacul lui. Mă negonește iar la turcul ăla. Ușor, cu capul unul, nu? Bă, Diana, nu e treabă, mă, aia, așa, cine, lasă-mă. Cine, Mărine, trăiți ar ție, cum vrei să ridic eu ăsta? Uite, așa am zis, stai, lasă-l. Ridică-l tu, ia. Eu îl ridic, da, lasă Jeane, lasă Jeane jos, lasă Jeane jos. Auzi? Apucă-te acolo. Ia plângi. Sau, uite, apucă-te aici, bagă mâine aici, tu vino cu așa aici, apucă-te aici, așa. Vino cu așa, Diana. Am încercat, Nea Mărine, și nu pot. Apucă cu mine, să vezi. Am încercat și nu pot, n-am încercat cu Jeane, Nea Mărine. Nu fă-mă cu mine, ia apucă așa, cum zic eu. Nu pot. Apucă-mă de acolo. Eu vrei să-mi grămă pe ovare. Bine, lasă că eu... Tărăște așa atunci. Lasă-o, mă, tărăște așa. Tărăște, poate-l rupi. Uite pe aici, hai. Așa, tărăște-l așa. Direct sus pe scenă. Cine, eu? Da, că începe acum cu tine. Ce trebuie să fac? O să vezi ce faci. Urcă-te acolo și nu începe cu ce să faci și cum să fac. Loret e puțin mai... Elea le place să joacă, am văzut. Cu la lucru nostru, sincer te zic, Loret nu a făcut mult. Nu că nu le-a plăcut sau nu. Nu poate să fac. Quando eu lavoro, se si. Faccio quello con i piedi. Si. Tutto quello che a me mi serve me lo passi tu. Ah, mi dai sì. Tu le cose, va bene? Sì, sì. Peiace posso le fac. Trapez non se puote. Trebuie ai forza, courage. Cu picior non posso le fac. Asta ce le facem? Cu jonglerie e greu. Și el a făcut ce se potea. Te l-ho butto più piano e dritto così, va bene? Sì. Ah? Bine! Bravo, Loret! Bine, Loret! Cum o băiare vine alea ca o mai muzică decât pac le prinde imediat? Hop. Bine! A treia oră, a treia oră ratează. Ce cobe ești, Nea Marin. Nu, da, în general așa, nu s-a întâmplat așa să-ți iasă de două ori și a treia oară, nu mai. Așa că îmi rup eu gâtul în seara asta în bazin. Doamne ferește! Cătălin, orice face se implică. Chiar un om cu foarte multă voință încearcă să face și mai mult decât poate. La seconda gliela te la leva, poi zoom, gli fai così lucrare. Poi lui viene e si siede qua. Ti guarda. Ela. Ti guarda. Mio amore. Brava. Ti amo, Ela. Cătălin, eu am avut încredere. Nu pot să mai cred un băiat așa că vrea un profesionist. Am repetit și după el singur. Fără că eu le zic nimic și tot, l-am văzut așa pe drum și face repetiția tot pentru spectacol bine. M-a bucurat așa de mult pentru că am zis, uita, poate și le place la lucrul nostru. Deja eu știu rolul. Am un rol de lover. Și Sandy, eu când vin, vin de aici cu tine, nu? Da, normal. Vin de aici și fac așa.
Ce ne facem acum, că să nu mai animale acum? Ce se întâmplă cu animalele? Hipopotanul, brațca să rămână, vă pupă, Jean. Biletele? Biletele albastre, biletele, vă rog. Scaunele albastre. Aveți emoții mereu? Da. Înainte din meci, așa și la mine. Eu când mă bat, când intru în mici, am niște emoții. Întotdeauna, te înțeleg foarte bine. Bunica mea, acum are 92 de ani. Nu am. Și e o doamnă de circ de toată viața. Și ea, tot timpul, de când era mic, ne-a început să învață viața de circ. Și zicea, un artist de adevărat trebuie să simte emoție. Da. Mare lucru, a spus bunica ta, a zis un mare lucru. Păi e mai mult decât o afacere, e pasiune. Păi momentul când Sandy avea fluturași în stomac, ca să iasă totul bine, bă, e pasiune, frate. Ce țambal ai? Ting, 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 ting. Napolitană? O prăjitură acasă-i? Hai, serviți! Am un număr de magie cu portofelul, aveți grijă cu... Cu ceasul. Jean e un personaj. Bani, 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 bani. Și e foarte simpatic, dar aspectul simpatic e o chestie, dar celălalt e foarte bună persoana. Mi-a plăcut prăjitura casei. Am mâncat aseară vreo 3-4 felii. Îmi place vanilie. Mamă. Ce? Îți plac dulciurile, da, nu? De leșini, iar napolitanele sunt prefatele mele. Mai întâlnesc, mi-a plăcut și mie poftă. Sunt mâine 6 de vanilie. Sunt toate 3 buni. Deci începe nebunia. Astăzi avem foarte multe surprize în sală. Te-ai pregătit? Fiind ultimul spectacol al nostru. Mamă, ultimul, da. Eu nu vreau să plec acasă, vreau să mai tot. I-a plăcut foarte mult lui Loret de data asta cu păsările, cu animale. Și mi-a zis, mea Mari, eu nu vreau să mai plec. Mai rămân aici o zi, două. Și azi mai mă străzezi încă o zi, două și pleci. Mi-ar plăcea să stau și eu pe scaun și să văd spectacolul ca foarte. Au fost niște chestii care m-au făcut să îndrăgesc circul ăsta foarte mult. Și dacă ar fi fost după mine, aș mai fi stat. Mi-au plăcut toți oamenii de aici, știi? Sunt oameni mișto, sunt oameni plini de viață și care are fiecare povestea lui și ți se pare specială numai pentru faptul că ai ajuns să o cunoști. Am văzut numai energie pozitivă în acest circ. Băi, energie pozitivă, energie pozitivă și asta m-a plăcut foarte mult. Tu vezi un băiat așa de mare, cred, și înăuntru e un copil cu inima foarte mare. Cea mai frumoasă intrare cu Vulturul am avut-o în seara asta, direct. Cea mai frumoasă, maestoasă, rapidă. Tot a fost extraordinar. M-a aplaudat lumea că l-am adus Vulturul. Este un lucru extraordinar. Eu soi... Ti amo. Deja? Si. Cătălin Moroșanu este un băiat extraordinar. În ring este un nebun, o bestie. Dar să știți că... În viața de zi cu zi este o dulceață de băiat. Cindy, te amo. Catalina a fost, de veritate, a făcut tot ce se trebuie, a făcut foarte bine. Catalin a lucrat cu Sandy, a făcut altceva. Încet, încet am schimbat un puțin de lucruri în spectacol și s-a integrat. Asta ce vreți să spun. Cindy, Cindy, te amo! Te amo, Cindy! A fost așa de fain spectacol, era tot în noi, în linia, cu feeling, asta zic, dar a fost spectacolul cel mai frumos din toate. Doamne, nu se mai descătau 5 milioane, am dat în panică, Cindy! Da? Am intrat în panică, ziceam de 5 milioane, ziceam, Cindy, nu, Cindy! Am făcut niște chestii în astea 3 zile, pe care nu cred că le-aș fi făcut în toată viața mea. Până la urmă, o viață avem toți.
Bă, știi să încercăm de toate. Bă, am făcut-o și pe asta. Am fost la circ, a fost extraordinar. Mersi frumos. A fost o onoare să lucrez cu voi. Mi-a plăcut foarte mult. Familia Bellucci este o familie foarte frumoasă, o familie unită. Și este foarte interesant modul în care trăiesc ei. Dacă cineva îmi spunea cu ceva timp în urmă să merg la circ, categoric spuneam nu, pentru că când aud cuvântul ăsta circ, nu știu, mi se pare ceva neinteresant. Însă acum, având în vedere că am fost aici, am văzut tot ce s-a întâmplat în spatele scenei și ce se întâmplă pe scenă și ce emoții ai când ești acolo în spate sau în față, este ceva senzațional și ceva unic. Știu că eu, pentru mine și pentru sufletul meu, o să am o satisfacție că am mai învățat ceva. Ceva la care nu toată lumea are acces, pentru că nu toată lumea are acces la viața circului și nu toată lumea poate să se suie pe un candelabru la 3 metri de pământ și să se dea și să se învârtă sau să învețe să sară într-un bazin cu diametru de cât? Un metru, un metru jumate și să înalde iar un metru și să faci niște chestii și niște figuri fără să te lovești foarte tare. Da, aș schimba viața mea la un moment dat, nu știu dacă, habar n-am, ceva s-ar schimba radical în viața mea, aș pleca cu circul în lume. Acum, poate sunt eu într-o perioadă mai monotonă a vieții mele, habar n-am, îmi dau seama. Dar cred că scena îți dă sentimentul ăsta. Ai văzut? Da, foarte bine. S-a văzut bine? Foarte bine. Ceva foarte, foarte emoționat, acum vorbesc la modul cel mai, cel mai sincer, a fost când m-am dus lângă Neamărin în sală, iar un italian, Maurizio, cred, căuta un bărbat să facă un număr pe scenă. Sandy mi-a spus, Neamărin, vreau să facem o surpriză la unul din băieți. La care zici, Mata? Zic, spune mie ce surpriză. Păi zice, la un moment dat în scenă apare o ușă și trebuie adus un băiat acolo, legat de mâini și cu cuțitul trebuie să dea pe lângă el să-mi figă. Păi zic, eu știu, știu pe Jean, Jean e fricos de așa ceva. În momentul când a venit clipa aceea, el a venit parcă Dumnezeu l-a adus lângă mine. Nu cred că de el. Ba uitați, aplauze! Zic, nu, aplauze! Și acum nu puteam să mai dau înapoi, pentru că toată sala, da, bravo, bravo, Jean. Dar zic, măi, băiatule, măi, eram să mă iertați, ud! E bine că puțin de zic. Asta e prima dată că facem asta, eh? E la data pentru toți. Pentru tine, prima și una. Zic, asta nu, și nu știam cum să fac. Zic, Marina, nu asta că mor. Deci dacă vezi, voi vezi moarte în direct. Reality show ca să vedeți un țigan mort. Să-l ce că? Nu cred că am făcut țâr ceva, că nu s-a făcut. Bine că nu s-a cunoscut, că aveam pantaloni închiși. Zic, cum să fug eu? Am vrut să iau placa aia în spate, să fug cu placa aia. Uiteam, îl căutam pe Neamărin din privire, zic, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Vă dau cuvântul meu de onoare, că mi-a pus sacul în cap, zic, gata, aici mor. Zic, chemați doctorul măcar să fie aici, lângă mine. Comandantul se făcea că dă cu cuțitul și altul lângă el înfigea cuțitul. Neamărine! Te sparg! Și unul de-al lor mi-a pus găleata, a zis că dacă e să nimerească, știți dumneavoastră unde? Că să cadă în găleată. Zic, măi, oameni buni, lăsați-mă, mă, să fac copii, mă! S-au apropiat picioarele și au scos ăla, cred, eu cred că el a făcut pipi pe el. Pentru că eu în sală, atâta energie din asta de frică,
Am prins încât am transpirat, am și râs, m-am distrat, dar pe undeva mi-era și teamă. Hai, te sparg ceva! De cine ai făcut, bă? Nu mai ai de așa în viață! Te-a fost frică? Da! Mare să mă f*** pe mine, bă! Asta s-a întâmplat, vezi, cu ei. Trei zile a fost așa de distrativ și cu neamă. Asta le țin în capul toată viața. A început să-mi placă circul. Și mie, chiar mi-aș dori să stau, nu știu, parcă sunt o viață cu familia asta frumoasă. Pe bune. Adevărat. Foarte bine. Jos pălăria, jos pălăria, jos pălăria. Dar la sfârșit s-a schimbat total. Și ne-am pretinit așa foarte mult cu aceste patru persoane decât toate cele alte. De prima zi și de ultima s-a schimbat tot. Asta e de adevărat. Tot, tot, tot. Face petrecere, nu? Super! Din toate florile din lume. M-am dus la Diana și am spus, haide Diana să dansăm. Nu, că eu, mie nu-mi plac manele. Și toată viața când trăiesc. Zi, măi, fată, asta nu e manea. E o horă românească. Nu, e manea. După terminarea spectacolului, Nea Mărina a organizat așa o petrecere lăutărească, dacă o pot numi așa. Face petrecere, nu? Super! Yes! Vă spun, această seară a fost un succes și mă bucur foarte mult că a fost foarte multă lume. A fost extraordinar de frumos. A fost totul ok până în ultima seară când am avut petrecere. Avem tu un cătăresc de mânere să ne petrecem, să cânte cu Jean, să dansăm. Eu știu foarte bine pe acest cântăreț și a început dansul. Hai la fără! M-am dus la Diana și am spus, haide Diana să dansăm. Nu, că eu, mie nu-mi plac manele. Zic, măi, fată, asta nu e manea. E o horă românească. Nu, e manea. Și am zis, mă, fată, eu sunt profesor de dans. Eu știu ce e manea și ce e un joc popular românesc. Dansa toată lumea și ea nu. Ne-am simțit bine împreună, am mâncat mici, am băut bere, am dansat, am râs, am glumit, foarte frumos. Deci pentru mine a fost o experiență unică și aș repeta ori de câte ori aș avea ocazia. Se cântă pentru Loret cel mai adevărat pigment, mă. Se cântă pentru Loret cel mai adevărat pigment, mă. Și ascult aici, frățioare, ea nu se duce la soare. Brozul, frate, brozul tău, lăsat de la Dumnezeu, mă. Și a început cu Neamarin, cu Hipopotamul, cu Jean, cu nu știu ce. La fiecare ne făcea câte o frază în cântec. Cu Chiu, cu Vai, am adus-o în dans. Ia-o-s, vreau să știm toată lumea că Diana e regina, că Diana nu, am avut o perioadă când am ascultat. Nu vreau să fiu ipocrită și să zic că eu nu am ascultat niciodată. Nu am ascultat. Dar între timp gusturile s-au schimbat și nu mă implac. Și nu mă mai simt bine și confortabil în situația în care am apus Nea Mărina seară să dansez. Da, trebuia să fim toată echipa, trebuia să dansăm cu Sony, cu Sandy, cu Jennifer. Trebuia să fim acolo un toți. Dar s-au și ei, frate. Italienii care... Eu sunt italiano, au dus și italienii, manele, am făcut acolo o horă. Respect prietenii și neam și sol italiano. Respect prietenii și neam și sol italiano. Noi trăim ca niște ștaf, ne-am adus și tigrii albină. Ah, petrecere m-a plăcut foarte mult. Cătălin care a dansat tot timpul, a fost foarte frumos, o petrecere chiar reușit.
La un moment dat a început Jean să cânte și a cântat, cânta un cântec de dragoste. Chiar eu le mai traduceam un pic să le spun despre ce e vorba. Diana, dacă Jean cântă, ne ridicăm și dansăm? Are cu ce îmi plac mie manelele. Manele. Nu manele, el nu cântă. El nu cântă manele. El nu cântă manele. Că eu n-aud. Ia să vezi ce cântă Jean. Hai să vezi. Vreau să cânt o melodie, chiar dacă sunt mai obosit. Vreau să cânt cu mare drag pentru echipa mea cea mai frumoasă. Pentru Sony și familia, pentru Capitano și pentru noi. N-am cântat manele și nu era nici orchestra mea ca să cânt. Dar de dragul lor, de felul cum ne-au primit și de ospitalitatea lor, felul cum sunt ei așa ca familie, m-a făcut să cânt la ora aia, nu mi-ar dea de cântat. După spectacolul înspăimântător să cânt. Dar de dragul lor, am cântat... Ce mi-a venit mie atunci? Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Hey! Și toată viața când trăiesc, eu am jurat să te iubesc. Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Manea, eu sunt profesor de dans. Maneau e altceva. Eu aș da tine de la mine. Ia uite. Hei! Toată viața să fii cu mine. Eu nu vei, Manea. Ne-am mai de dat și-o face de mine. Și cu vasilele eu mă. Dacă eu știam că nu vrea pe manele, o, sole mio, cântam, frate, o operă, nu? Totuși, frate, era petrecere. Toată lumea sus pe mese. M-a plăcut foarte Jean. Jean, de la Craiova, când a cântat, m-a plăcut foarte mult. E foarte profesionistă, da, asta. Muzica, lume, cum a fost, pe plaja, tot împreună dansam. M-a bucurat foarte mult și pe eu nu le cunoștea pe Jean cum cantava. M-a plăcut foarte mult. Foarte mult, are o voce formidabile. Oroșanu, vreau să faci un dans frumos cu cine vrei tu, cu Sandy. Ok, e frumos. Noi suntem persoane simple, lucrăm mult și ne place să fie cu toate persoane, dacă lucrează cu noi, să fie tot împreună. Și ne distram. Și asta e viața. Trebuie să găsim la simplicitate. Trebuie să fim tot la fel și trebuie să ne simțim tot bine. Cu pozitivitate, cum zice Catalin. Asta e veritate. Pentru că Mario este plecat din țară, reprezentantul familiei și a tuturor lucrătorilor din circul Belucii este Sony. Sony trebuie să hotărască cine a muncit mai mult, cine a socializat mai mult, da, și ce bani donează. Bine, a fost o alegere foarte greu. Prima zi chiar era tot de descartat. Dar după aia a fost tot buni și alegerea a fost foarte, foarte grea. Și am ales pe Catalin. Yeah! Incasările settimana asta au fost mai bune cu 700 de euro. Vom dona. Acești bani donați vor merge către Florian Cârpaci, bătrânul de 82 de ani de la România au talent. Catalin, cel mai bun. Ați văzut că lumea a fost azi la luni? Bă, a fost ceva lume. Lunea! Bă, e luni! Oameni buni, lumea zice la muncă, zice acolo, lunea, vine foarte mult lume aici. Mie mi s-a... Și cum a spus, mie mi s-a părut un succes.